Caravana mobilă a Institutului Oncologic Ion Chiricuță Cluj-Napoca se află în orașul nostru. Medici specializați fac teste gratuite pentru depistarea cancerului de sân. Unitatea de screening va testa populația feminină cu vârste între 50 și 69 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar, nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni și nu sunt însărcinate sau alăptează. Se mai pot efectua și teste de depistare a cancerului de col uterin. Ce teste se pot realiza? Se pot realiza două teste pentru cele două categorii de vârstă care se încadrează în programul nostru. De la 24 la 30 de ani de primă intenție se recoltează și se interpretează un test Babeș Papanicolau. În cazul în care testul este modificat în vreun fel, se face și tipizarea HPV de control. Iar pentru categoria de vârstă de la 30 la 64 de ani, se face de primă intenție testul HPV. În cazul în care testul este negativ, nu mai e necesară interpretarea citologiei, dar în cazul în care rezultatul este pozitiv, se citește și lama de Papanicolau. Ne aflăm la Baia Mare, unde testăm pentru depistarea cancerului de sân. Suntem aici de ieri, din data de 18, și vom rămâne, așa cum planificasem inițial, până în data de 22. Numărul de telefon la care doamnele pot realiza o programare pentru screeningul cancerului de sân este 0733 444 422. Bună activitatea asta și demersurile astea făcute pentru noi, femeile la a doua tinerețe, să spunem. Împrejurimile, să nu ne deplasăm în altă parte, la Cluj. Acuratețea interpretării mamografiei este una foarte ridicată, motiv pentru care va fi interpretată de doi medici. În situația noastră, imaginile mamografice sunt interpretate de către doi medici, independent unul față de celălalt. Adică vine unul, interpretează, dă un rezultat, după care intervine cel de-al doilea medic, care dă și el rezultatul lui, fără să știe opinia primului medic. Dacă opiniile celor doi nu sunt concordante, intervine un al treilea cu o supra-specializare care dă verdictul final. Solicitările fiind mari, caravana mobilă va poposi în Baia Mare încă 3 zile.